Cercetătorii consideră că agricultura românească este capabilă să asigure necesarul de hrană pentru populație în condițiile în care se rezolvă din punct de vedere normativ situația instituțiilor care să preia producția agricolă și să o aducă pe rafturile magazinelor. Eu cred că fermierii, agricultorii din țara noastră au posibilitatea și au și capacitatea de a produce și de a valorifica prin marele magazine produse obținute în condiții de agricultură clasică, dar și în condiții de agricultură ecologică. Sigur, aici procesul trebuie studiat mai în amănunt, pentru că la noi, cred că în ceea ce privește produsele agricole, lipsește o verigă intermediară, cea care să preia produsul de la producător și să-l livreze marelui magazin sau marelor magazine. În România, ca în orice țară a Uniunii Europene, ar trebui definită legislativ acea instituție care să apară în lanțul dintre fermierul producător de materie primă, procesator și distribuitorul acestor produse alimentare.